bună, copii! Pentru că primăvara se apropie cu pași rapizi, astăzi vom discuta despre cum este ea reprezentată în câteva dintre cele mai celebre picturi ale lumii. Urmați-mă! Prima și poate cea mai cunoscută dintre toate este La Primavera, pictată de pictorul florentin Sandro Botticelli în 1482. În ansamblu, pictura este o alegorie a reîntoarcerii la viață și a fertilității, în care apar 9 personaje mitologice înconjurate de o vegetație luxuriantă și așezate la umbra deasă a portocalilor. În centrul picturii se află Afrodita, zeița frumuseții și a iubirii, îmbrăcată în ținută tipică Florenței din secolul al XV-lea. Deasupra ei, fiul ei, Cupidon, își îndreaptă arcul și săgeata spre cele 3 grații. Această scenă de primăvară este situată într-o pădure mitică. Botticelli a introdus în scenă aproximativ 500 de specii de plante, dintre care 200 de tipuri de flori. Dacă doriți să admirați această capodoperă a Renașterii, o puteți găsi expusă în Galeria Uffizi din Florența. Pentru următoarea pictură, vom călători în Parisul lui 1897, influențat puternic de curentul impresionist, care își propunea să redea realitatea imediată cât mai fidel posibil, prin punerea în valoare a obiectelor în mișcare. Un reprezentant de seamă al impresionismului este pictorul francez Camille Pissarro, care, în tabloul său, Bulevardul Montmartre, dimineața de primăvară, reușește să redea peisajul urban pe care îl vedea de la fereastra hotelului Grand Hotel de Russie. În ciuda tușelor groase, care fac ca oamenii sau animalele să nu aibă trăsături bine definite, ca în cazul picturii lui Botticelli, de exemplu, imaginea este foarte reală, datorită faptului că este dinamică. Siluetele parizienilor, trăsurile sau umbrele copacilor pe trotuar parcă se mișcă și se bucură de dimineața de primăvară, însorită și mult așteptată. Ultimul pictor despre care vom discuta este pictorul olandez Vincent van Gogh, care a iubit natura și, prin operele sale, a readus în prim plan neasemuita frumusețe a lucrurilor mărunte, cum ar fi portocalele sau floarea soarelui. Un exemplu foarte potrivit în acest sens este tabloul Ramuri de migdal înflorit. Pentru că migdalii înfloresc de vreme, acest moment marchează sosirea primăverii și începutul unei noi vieți. Și pentru Van Gogh, pictarea migdalului înflorit a însemnat un nou început. În primăvara lui 1888, se afla de aproape un an la azil și nu mai lucrase de ceva vreme. De aceea s-a bucurat foarte mult când i s-a permis din nou să picteze înconjurat de natură, iar migdalul în floare a reprezentat pentru el un nou început și o nouă șansă de a descoperi natura. La fel ca în cazul Bulevardului Montmartre, florile de migdal par reale, fără să fie identice cu realitatea. La o privire atentă, putem vedea seva care pulsează în ramuri și bobocii care se desfac. Sper că v-a plăcut și veți continua să ne urmăriți și pe viitor! La revedere, prieteni!